susținător de bază aici la lansarea parfumului ei. Da, încerc să aduc și eu contribuția mea, experiența mea în domeniul afacerilor, cu ce pot și eu să o ajut. Ea a fost cu decizia de a lansa parfumul și tu ai ajutat-o cu experiența, nu? Sau cum? Cum ai susținut? Da. Ideea a fost, ea a vrut ea ca să aibă parfumul ei deja de ceva timp. Am ajutat-o, cum am zis și eu, cu experiența pe partea doar pur și simplu de business, de afaceri, de dezvoltări de afaceri. Vine tare din spate în zona asta de business și a lansat și o linie de costume de baie. Am înțeles că urmează deschiderea unui magazin în Dubai. Da, exact. Acum ideea este să facem pentru cupluri și pentru mamă cu fiică și tată cu fiu. Puțin. Și în Dubai va fi primul magazin deschis. Da. Când urmează să-l deschidă? Sperăm la începutul anului. Îi pregătești multe surprize Andei? Se aude așa că o să fie o ceremonie de nuntă într-un mare fel. Surprize. Cum a fost și cererea în căsătorie în Turcia la Capadocia, așa va fi și nunta. Nu putem să aflăm. Nu pot să vă spun mai multe, da. Dacă nu mai rămâne surprize. Poți să ne spui dacă o să fie în România sau în Elveția? Nici asta nu pot spune. Și cu siguranță nici în România, nici în Elveția. Ca două indicii. Dacă tot te-am prins aici singur, o să profit de ocazie să te întreb ce te atrage cel mai mult la Anda și ce îți place cel mai mult la ea. Da, avem o înțelegere foarte frumoasă, o armonie, ce să spun, o dragoste care se dezvoltă din zi în zi tot mai mult. Ne-am îndrăgostit aproape la prima vedere, să nu zicem la prima vedere, și fiecare zi e tot mai plină de iubire și de înțelegere. Cum vă completați unul pe celălalt? Ca Yin-ul cu Yang-ul. Foarte bine ne înțelegem și ne completăm. Eu sunt mai răbdător ca ea, ea e mai nerăbdătoare, dacă pot să spun. Ne înțelegem de minuni. Știu că nu sunteți de foarte mult timp împreună, dar există gelozii între voi? Când iubești, ești obligat să fii puțin gelos. Este o gelozie controlată, care evident acum suntem mai maturi, am avut și noi experiențele noastre trecute și cred că ne-am potrivit la momentul potrivit. Dar dorește un copil cu tine, viitorul ei soț, da. Din partea ta cum este? Cât de repede să fie? La fel, cât mai repede ne dorim împreună acum, chiar sperăm să avem doi gemeni, două fete gemene, una cu ochii albași și una cu ochii iubitei. Fetițele voastre se înțeleg foarte bine împreună. Ca două surori. Chiar asta ne-a ajutat foarte mult. Cred că ne-a și apropiat, că am avut o fetiță de aceeași vârstă și s-a făcut înțelegerea foarte bine. Ce dorești de acum încolo pentru Anda și cum o să o protejezi ca să-i meargă bine așa pe toate planurile? Ce să spun, eu sunt în spatele ei cu experiența mea de afaceri, pe domeniul muzical nu mă pricep, nu știu să cânt. Piesă împreună ceva? Nu cred. Am asistat la o piesă de-a ei unde am fost în videoclipul ei, dar mai mult nu. Doar eu cu afacerile, ea cu vedetismul. Ea a fost supărată la un moment dat cu acel apartament, cu casa, a pierdut-o. Care e situația acum? Da, o mică neînțelegere cu asta în afacere, când dacă nu e precauție și nu face acte, acolo vin eu cu afacerele care le știu eu. Totul trebuie făcut cu acte dinainte și prevăzut. Dacă în zi de astăzi cuvântul omului nu mai ajunge, din păcate. Și a avut o neplăcere mică, dar care s-a rezolvat. Anda, am aflat când faci nunta, unde faci nunta, când vin copiii, foarte repede. Eu nu știu nimic din toate astea. Nu mă speria, stai, ce-ai zis? E o încercare. N-am zis. Ok. Deci suntem la emisiunea Surprize, nu care nu mai e, dar bine, pot să spun că eu sunt lebăda lui neagră. O lebădă norocoasă. Da. Chiar da. L-am întrebat ce înseamnă tu pentru el și vreau să întreb ce înseamnă viitorul tău sos pentru tine. Tot. Echilibrul. Am un singur cuvânt. Tot. Cum e? E greu, nu? Adică, uite, l-ai obosit cu interviurile în seara asta. Îți dai seama că el nu e obișnuit, pentru că el nu este din mediul meu și nu e luat acum puțin așa prin surprindere, dar vreau doar să-i spun momentul în care o să terminăm interviul cu voi că în seara aceasta este doar încălzirea la ceea ce va urma. Da, când te uiți așa... Asta să nu-l sperie și după aceea să bată în retragere, să se mai gândească cu cererea în căsătorie. Când te uiți în ochii lui albaștri, aflăm data anunții sau nu? Băi, nu. Și eu încerc să o aflu, dar nu. Nimic, nu știu. Eu când mă uit
kg albaștri, doar mă pierde tot. Nu mai aflu nimic ce să spun, asta e adevărul. N-am ce să aflu că m-a omorât. E primul lucru care m-a cucerit atunci când l-am cunoscut. S-a uitat la mine de 3 ori și eu am rămas... Am zis, oh, wow, ce chiar e băiatul ăsta. Da. Mi-a zis că urmează 2 gemene. Și sper amândouă cu ochii lui. Deși el vrea una cu ochii mei, dar eu le vreau pe amândouă cu ochii lui. Anda, te-ai lansat așa în business. Nu ne putem concentra. Te-ai lansat în business. Urmează linia de costume de baie. Deschis magazinul în Dubai și mai spuneai tu ceva. Un program de nutriție? Da, exact. Aplicație pentru program de nutriție și antrenament. Pentru doamne și domnișoare, ca să arătăm bine mult timp de acum încolo, făcând și exerciții acasă, nu e neapărat să mergi la sală. Trebuie doar să știi ce ai de făcut. Și lucrez pe partea asta pentru că sunt convinsă că sunt foarte mulți oameni care doresc să știe ce am acumulat eu în toți acești ani despre lucrurile astea și m-aș bucura să pot să le împărtășesc cu voi. Cu două chestii te mai rețin. Vreau să întreb, ai renunțat definitiv la acel apartament? Ce s-a întâmplat până la urmă? La casă. Apartament. Da, băi, dar n-am cum să oblig pe cineva să-mi vândă ceva dacă nu dorește. Deci nu e de renunțat, e de că eu cred foarte tare și în energie și în lucruri care, dacă nu trebuie să se întâmple, poate chiar așa trebuie să nu se întâmple, știi? Dar există legi în acest sens și legea va face dreptate și își va spune cuvântul. Dar o să-ți recuperezi investiția, că ai băgat niște bani? Cu siguranță. S-a făcut și o evaluare care este semnată de cineva care are un cuvânt de spus în această direcție și a evaluat valoarea investiției. Sau câți bani ar trebui să-ți iei? N-aș vrea să intru în discuții despre sume, dar promit că despre acest subiect vom reveni cu detalii. Am anunțit-o tocmai pentru că n-aș vrea ca lumea să rămână cu o părere greșită și în niciun caz nu este ceea ce s-a scris și titlurile, să spun, au fost mult prea departe de adevăr. Asta te întrebasem. Concluzia este, se va fura sau nu mireasa la nuntă? Nu! Eu nu plec nicăieri de lângă soțul meu. Eu la nuntă o să-mi iau o pereche de cătușe și mă leg de mână cu el. Deci dacă vreți să se fure mireasa, să știi că ne fură pe amândoi. Spun de acum. N-aveți nicio șansă.